Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Cutia Neagră! Discutăm astăzi despre justiție din nou. Justiția din România a fost mulți ani, mai ales în ultimii ani, un punct de referință pentru cei care vor schimbare și în justiția din Republica Moldova. Evenimentele din ultimele zile care se întâmplă în România însă trezesc îngrijorări nu doar la București, ci și la Chișinău. Ne întrebăm în ce măsură ceea ce se întâmplă acum în justiția din România ar putea afecta spiritul celor care vor schimbarea la Chișinău. Despre justiția din România și justiția din Republica Moldova discutăm cu invitații de astăzi din studio, domnul Cristi Danileț, judecător, ex-membru al Consiliului Superior al Magistraturii din România. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și doamna Tatiana Răducanu, ex-judecătoare, ex-membru al Consiliului Superior al Magistraturii din Moldova. Bună seara! Domnule Danileț, în primul rând o să vă întrebăm pe dumneavoastră cât de prost au lucrurile astăzi sau cât de mare este pericolul să avem derapaje serioase în justiția din România în contextul hotărârii recente adoptate de Curtea Constituțională. Știți că în ultimii 14 ani, urmare a reformei justiției din anii 2004-2005, justiția română a devenit deosebit de eficientă. Oameni considerați până atunci deasupra legii, oameni foarte importanți, politicieni, oameni de afaceri, inclusiv magistrați corupți, nu au putut fi sancționați, urmăriți penal și apoi sancționați în justiția românească. De ce? Pentru o vreme îndelungată, până în anul 2004, procurorii erau în subordinea ministrului justiției și orice făcea el trebuia aprobat de politic. Prin urmare, dacă un ministru vrea ca cineva din opoziție să fie anchetat penal, procurorii demarau această procedură. Dacă un ministru nu era de acord să fie urmăriți cei din partidul său, procurorii nu demarau procedura. Ei, 14 ani, procurorii au dobândit de plină independență. Au fost independenți să urmărească potrivit legii și probelor de la dosar pe orice persoană. Și astfel se explică condamnările exemplare pe care judecătorii din România le-au dat pe baza dosarelor făcute de procurori. Dar iată că acum o săptămână Curtea Constituțională a spus din nou că procurorii trebuie să revină în subordinea Ministrului Justiției. Asta este o îngrijorare majoră pentru că practic ne repune în situația dinainte de anul 2004, dinainte de a finaliza procedura de aderare a noastră la UE și pune în sub semnul întrebării chiar realizările viitoare ale justiției. Ne punem problema acum, s-a stopat lupta anticorupție? Și cel puțin presa, modul în care a interpretat ea această decizie a Curții Constituționale, se concentrează mai mult pe întrebarea dacă va fi sau nu demisă Codruța Chiovesi. Întrebarea mea este dacă demiterea directorului DNA e atât de gravă și pune sub semnul întrebării în general independența justiției în România? Adică e figura care dictează dacă va fi justiție sau nu? Știți, decizia asta a Curții Constituționale are două puncte. În primul punct se spune că procurorii sunt sub autoritatea Ministrului Justiției și lasă acea poartă de manevră pentru politic de a interveni în justiție. Și al doilea punct, președintele statului este obligat să asculte de ministrul justiției care vrea să revoce procurorul șef al DNA. Practic pune președintele unui stat în subordinea unui ministru al justiției, ceea ce este inexplicabil pentru noi, de aceea și așteptăm motivarea care zilele acestea trebuie să apară. Așadar, dacă președintele statului în cele din urmă va fi obligat să o demită pe doamna Chioveși, nu este atât de grav pe cât de grav este celălalt punct, potrivit căruia ministrul justiției va putea de acum să dea eventual indicații procurorilor în diverse cazuri. Asta ne îngrijorează foarte tare. Sigur, eu cred că președintele statului are încă pârghii să blocheze această propunere de revocare a doamnei Chioveși. Da, am văzut că erați oarecum optimist față de alții experți. Da, cred că motivarea va fi suficient de largă și, repet, va acorda președintelui statului o marjă în care el să se miște. Pentru că a crede că un președinte trebuie să se supună unui ministru din orice țară democrată, cred că nu este adecvat. Trebuie să existe o balanță între puteri menținută și Curtea Constituțională, în motivarea pe care o va da, sunt sigur că va întări acest lucru, că președintele poate să cenzureze decizia ministrului de revocare a unui șef din procuratură, dar pe anumite motive. Da. Doamna Răducanu, domnul Danileț vorbea despre independența procurorilor din România. La noi parcă lucrurile
legal stau mai bine. Deci procurorii noștri au independență, nu sunt subordonați direct nici cărui minister. Cum se face cu totul justiție? Întrebări față de justiția din Republica Moldova și activitatea procurorilor sunt multe. Noi acum în Republica Moldova avem două probleme grave pe care trebuie să le confruntăm în justiție. Prima, independența judecătorului. Noi nu avem în prezent o independență reală a judecătorului, o independență de a pronunța o hotărâre legală, de a nu se teme de a pronunța o hotărâre când politic este interes politic. Când este un interes politic, o independență și un curaj de a pronunța o hotărâre conform legii. Asta e o problemă, o văd, prima problemă. A doua problemă justiției la noi este promovarea. Promovarea persoanelor fără merite în posturi. Am în vedere Curtea de Apel, Curtea Supremă de Justiție, promovarea unor persoane controversate, unor persoane care nu merită, unor persoane care nu au o autoritate în justiție, dar sunt promovate. Astea două probleme eu le văd acum, cu toate că nu ar fi corect să spunem că totul este rău în justiție. Nu este corect. Într-adevăr, s-au făcut, se fac lucruri bune. Chiar recent am făcut cunoștință cu o hotărâre a unui judecător numit recent, în prima instanță, o hotărâre foarte bună, foarte motivată, făcând trimitere la jurisprudența Curții Europene, o hotărâre care privește, vezi în față un judecător de acum bun. Dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă când recent, dumneavoastră, sunteți la curent, recent se numește în funcția și se promovează în funcția de președinte la Curtea Supremă de Justiție o persoană controversată, o persoană fără autoritate, o persoană care cu proceduri disciplinare și cu un aviz de a porni dosar penal. Da, vreau să ajungem și să vorbim aici și vreau să spun, unde sunt membrii CSM, stimați membrii CSM, nu s-a auzit vocea, nu s-a auzit vocea membrului CSM, nu s-a auzit vocea celor trei reprezentanți ai societății civile, da. Rolul academic. Rolul societății tăcut, civile din CSM. Rolul societății civile, toți au tăcut, membrii este nimeni foarte... nu a dat nicio întrebare, nimeni nu a dat nicio explicație, s-a votat unic și s-a promovat. Asta este problema. Da, dumneavoastră cunoașteți mai bine lucrurile când vine vorba despre activitatea judecătorilor, dar din observații, când este vorba despre activitatea procurorilor, problemele sunt cam aceleași? Cu referire la procuratură, știți, eu nu am fost implicată. Eu nu pot să spun, nu ar fi corect să spun. Procuratură, ca și în justiție, sunt oameni foarte cum se cade. Sunt persoane devotate. Dar este prea mare influența politicului asupra justiției în general, atât asupra judecătorului, atât și asupra procurorului, pentru că atunci când persoana e intimidată, e speriată, e șantajată, nu poți aștepta de la așa judecător sau de la așa procuror o hotărâre echitabilă și corectă. Înțeles. Domnule Danileț, influența politicului asupra justiției. Acum, în România, o simțiți și dumneavoastră. Noi n-am scăpat de această senzație în niciun moment, până în prezent. Dacă puteți să vă gândiți dumneavoastră la niște soluții, cum se poate evita, cum se poate cel puțin minimaliza această influență? Noi trebuie să plecăm de la o realitate. Există trei puteri ale statului. Două sunt puteri politice, legislativul și executivul, și o putere judecătorească este în afara sferei politice. Dar, în această separație a puterilor în stat, puterea politică va încerca întotdeauna să minimalizeze și să contracareze adversarii. Ia, dar adversarii celor de la putere sunt pe de o parte cei din opoziție, din punct de vedere politic și din punct de vedere juridic, justiția. Deci justiția este percepută ca un adversar de clasa politică. Prin urmare, care vrea să controleze exact, această putere. Politicienii vor dori întotdeauna să controleze judecătorii și procurorii. Și nu vorbim aici de cauze mărunte, știu eu, de vecinătate, de pământuri și de salarii. Vorbim de cauze importante, de cauze mari comerciale sau de cazuri penale.
Ori, dacă tu controlezi judecătorii, tu controlezi procurorii, automat controlezi și actul de justiție care trebuie să se înfăptuiască. De aceea îi dau dreptate doamnei Răducan. Ceea ce avem noi nevoie este nu atât de mult reguli, pentru că regulile sunt convins că legislația dumneavoastră este arhisuficientă și multe dispoziții le-am regăsit în legislația dumneavoastră, preluate din legislația noastră și noi ne-am inspirat din cea europeană. Deci, în perspectiva regulilor, stăm bine. Problema sunt oamenii. Iar oamenii trebuie să fie, unul, bine pregătiți, neșantajabili și extrem de curajoși. Degeaba ești tu pregătit, degeaba ai un trecut curat, dacă tu nu ai curajul să susții hotărâri care chiar pot supăra clasa politică sau mai mari zilei, hotărâri care pot răsturna jurisprudența. Deci avem nevoie de judecători care să-și asume acest rol extraordinar. Curaj, este un cuvânt important. Dar iată că am avut câțiva judecători, și mai avem probabil, dar vocile lor deja sunt mai puțin auzite, câțiva judecători curajoși în sistem în Republica Moldova și ei au fost eliminați din sistem. Deci fie pentru că interesele politice au fost foarte mari și s-au găsit posibilități de a le se deschide dosare sau a inveta alt fel de presiuni, iar instituția care ar fi trebuit să le ia apărarea în situația asta, Consiliul Superior al Magistraturii, nu prea, fie că a fost de partea celor care au încercat să elimine, fie... Deci CSM-ul i-a dat afară, nu? Cu mâna CSM-ului. Și membrii CSM sunt aleși chiar de judecători, nu-i așa? Păi atunci, de ce ne mirăm? Dacă avem judecători lași, șantajabili, corupți sau incompetenți, își vor alege membrii CSM lași, corupți, incompetenți, lipsiți de verticalitate. Cine alimentează acest curaj? Deci chiar dacă, eu sunt sigură că astăzi în Republica Moldova sunt suficienți judecători buni, onești, care chiar vor să-și facă meseria. Cum, cine și de ce i-ar încuraja să o facă? Vedeți dumneavoastră, judecătorii se percep, și asta e o situație care a fost și în România mulți ani, judecătorii în general se percep ca niște funcționari de la ghișeu, ceva mai bine plasați în societate. Ei nu realizează că nu sunt doar niște simpli juriști de la primărie sau de la finanțe. Judecătorii au o misiune socială. Ei nu trebuie doar să rezolve dosare, ci și să apere statul de drept și să garanteze drepturile oamenilor. Dacă acești oameni care sunt astăzi judecători cred că a fi jurist e suficient, se înșală. Ei trebuie să-și asume un rol social, pentru că de hotărârea unui judecător depinde o bancă de la care se fură miliarde, depinde cariera unor politicieni, depinde probabil jurisprudența întregii țări. Dacă judecătorii nu realizează aceste lucruri, înseamnă că avem o problemă în sistemul moldovenesc, cum a fost și în sistemul românesc, de lipsa a unei culturi profesionale. Mai e altceva. Judecătorii nu simt suportul și susținerea Consiliului Superior al Magistraturii. De ce? Judecătorii trebuie să știe că dacă el va avea probleme ca rezultat al pronunțării unei hotărâri, sau în cazul când cineva va insista la pronunțarea unei anumite hotărâri, el poate pleca la Consiliul Superior al Magistraturii și acolo va fi înțeles, va găsi susținerea în timpul acum, în componența care am fost eu și acum în Consiliul Superior al Magistraturii existent, eu nu văd o așa putere, o așa o forță care ar ajuta judecătorii, care i-ar susține. De aceea situația este așa cum este. Chiar în cazul, dacă vă referiți la cazul domnică Manole, eu mi-am expus în opinia separată, am expus poziția fiind membru al Consiliului Superior al Magistraturii, unde am spus că nu poate fi sancționat un judecător din simplul motiv că i s-a anulat o hotărâre judecătorească. Nu poate. Asta e o interferență în actul de justiție. Asta îi limitează independența judecătorului. Clar că eu nu am fost susținută, dar este opinia mea separată, unde eu mi-am expus aceasta. Dar, vedeți, asta este un exemplu elocvent al implicării politicului, deoarece hotărârea a avut o conotație politică. Și avem un alt exemplu, judecătorul din instanța de fond, Gheorghe Balan, care a fost demis nici măcar pentru o hotărâre pretins ilegală sau incorrectă, ci pentru că ar fi oferit o consultație unor cetățeni dintr-o localitate, deci o localitate care nu intră cumva în jurisdicția instanței în care dumnealui activează, pentru că ar fi avut niște opinii civice la un moment dat. Este
oarecum necloară. Deci, și acest judecător este cel care a fost foarte critic față de problemele care sunt în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și, în general, în justiția moldovenească. Ce semnale transmite asta, acum, de fapt? Dacă s-a creat percepția aceasta că CSM-ul vrea să înlăture posibilii adversari din justiția moldovenească, este grav. La rândul lor, judecătorii trebuie să aibă libertatea de opinie, inclusiv de a critica membrii CSM. Din cont, în România este exact inversul. Adică atunci când critici pe ministrul justiției sau CSM-ul din România, nu ești anchetat, nu ești investigat, tocmai să nu se spună că dorește cineva înlăturarea ta. Văd că la dumneavoastră este invers, ăla care ridică gura împotriva sistemului este eliminat. Aici nu, e foarte greșit asta. Mă scuzați, un pic situația e alta. Într-adevăr, conform legea privind statutul judecătorului, judecătorul are unele restricții referitor la implicarea în anumite conflicte, discuții, opinii. El nu are libertatea de plină, nu poate avea libertatea de plină. Dar aici, în cazul lui judecătorului Balan, mi-ne apare întrebarea proporționalitatea pedepsei. Poate că dacă chiar judecătorul a participat la o discuție la Consiliul Raional, eu nu știu chiar nuanțele toate, dar a participat la o discuție unde nu trebuia un judecător să participe, dar cât e de proporțională pedepsa prin eliminarea din sistem? Cât e de proporțională? Putea fi judecătorul invitat la Consiliul Superior al Magistraturii, putea făcut o anchetă de serviciu, eu știu acolo, chiar aplicat o procedură disciplinară, dar știți, repiziciunea asta cu care s-a procedat de a-l elibera, de a-l... Cum ați interpretat-o dumneavoastră? Asta, dintr-o parte, eu consider, după cum spune Curtea Europeană, nu este proporțională, nu este proporțională pedeapsa faptei săvârșite. Și de aici apar și suspiciuni, apar vorbe, apar toate acestea, că nu mai este asta făcut așa pur și simplu, dar din cauza că dumnealui și-a permis anumite critici în adresa sistemului judecătoresc. Dacă ar fi să apreciați pentru un singur cuvânt starea de lucruri din sistemul judecătoresc din Moldova, care ar fi acest cuvânt? Greu ce să se spun. Întâmplă astăzi? Nu asta comunicați cu judecătorii Eu moldoveni. Eu vreau să vă spun una. Noi avem judecători buni, nu putem spune. Avem judecători care își fac meseria bine, avem judecători onești. Dar, să nu uităm, repet și m-am mai spus anterior, fruntea piramidei este Curtea Supremă de Justiție. Curtea Supremă de Justiție trebuie să fie un etalon, trebuie să fie un exemplu pentru toate instanțele. La Curtea Supremă de Justiție se pronunță hotărâri definitive și irrevocabile care nu mai pot fi atacate, că e ordinare de atac. Deci, e foarte important de competența Curții Supreme de Justiție, de independența judecătorilor la Curții Supreme și de cine este în fruntea Curții Supreme de Justiție. Eu repet, cine este în fruntea, cine este președintele, vicepreședinte și restul în Curtea Supremă de Justiție. Dar noi când vedem faptul, când în fruntea Curții Supreme e pus o persoană controversată, o persoană fără autoritate, dacă noi îmi face azi un sondaj între judecători, un sondaj anonim între judecători și o să vede ce recenzie vor scrie judecătorii față de președintele Curții Supreme. Dar de ce nu a apărut nicio voce publică care să vorbească despre de asta ce vreau să ne mulțumim? Noi avem 3 reprezentanți în Consiliul Superior al Magistraturii care reprezintă societatea civilă, mediul academic. Nu s-a auzit. Dar nici vocea judecătorilor nu s-a auzit. În ședința Consiliului Superior al Magistraturii nu s-a auzit. Nici vocea judecătorilor în acest caz nu s-a auzit. Și ne întrebăm din ce cauză, dacă într-adevăr judecătorii sunt nemulțumiți de această numere. Sunt speriați. Deci frica ar fi un cuvânt care ar caracteriza sistemul? Sunt speriați pentru că se tem de consecințele. Fiecare în spatele său are o familie, are copii, are... Știți cum? Lucrurile nu e așa de simplu. Trebuie un curaj, trebuie un curaj. Nu e așa de simplu. Tot cum pare. Nu e așa de simplu. Frica, domnule Danileț, în sistemul judecătoresc. Frica, cum poate fi eliminat? Frica este inamicul independenței. Dacă ai un judecător care se teme de cariera lui, de familia lui, de viitorul lui, atunci cu siguranță ai un judecător pe care îl poți controla. Și va fi controlat în primul rând prin șef și dumneavoastră aveți o mare problemă în Republica Moldova, că șefii aici se pun pe relațiile la CSM, nu se pun pe merit. La noi în România dăm concurs.
Noi am introdus sistemul de concurs, nu cu 14 candidate, e adevărat. A, concurs cu un singur candidat și cu un interviu la CSM, nu? Nu știu dacă întotdeauna există interviu, cel puțin noi nu-l vedem, că el se are loc acolo cu ecranul deci negru pentru noi. Deci este o discuție închisă. În al doilea rând, noi avem evaluări repetate, serioase ale judecătorilor și în al treilea rând, sistemul nostru de recrutare este draconic, este foarte dur. În urmă, în ultimii 15 ani am introdus în sistem judecători extrem de bine pregătiți, verificați pe trecutul lor ca să nu avem niciun fel de problemă și apropo... Verificați nu, de cine? Cine verifică? Verificările le face doar inspecția judiciară și CSM-ul nostru. Nu există niciun fel de verificare prin serviciile secrete. Lucrul ăsta este inadmisibil în orice stat în democratic. Și la noi s-a decis... Am văzut, dar târziu tare, au fost judecători care au fost excluși din sistemul dumneavoastră de justiție pentru că chipurile ar exista niște informații compromițătoare are SIS-ului. Și vreau să spun să fie clar pentru toată lumea, orice persoană sau autoritate din Republica Moldova care deține informații în legătură cu comiterea unor abateri disciplinare sau infracțiuni de către judecători și procurori, trebuie și sugerez de îndată să atenționeze pe de o parte CSM-ul, pe de altă parte parchetul dumneavoastră, procuratura. Nu se dau aceste informații pentru a fi revocat judecătorul din funcție, ci aceste informații se duc pentru a fi anchetat un judecător și eu vreau să am colegi corecți și dumneavoastră la fel vreți să aveți judecători corecți, dar nu-i dăm afară pe informații, ci îi dăm afară după o anchetă să se probeze în mod concret că au încălcat legea în materie de disciplină și atunci CSM-ul îl dă sancționat, îl sancționează și îl dă afară și eventual poate contesta la Curtea Supremă, respectiv dacă a comis o infracțiune, de exemplu, de corupție, atunci este anchetat de CNA, este trimis în judecată, este sancționat penal. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim să discutăm despre solidaritate în sistemul judecătoresc, dacă poate și cum poate fi creată, pentru că astăzi în Republica Moldova acest fenomen lipsește cu desăvârșire, și despre aceste concursuri cu un singur candidat care există în justiția moldovenească. Publicitate. Am revenit în studio. Înainte de pauză ziceam că după discutăm despre solidaritate în sistemul judecătoresc. Am văzut protestele care au avut loc în România, în mai multe regiuni ale României, proteste la care au participat judecători, procurori, oamenii au ieșit în stradă, oamenii sistemului au ieșit în stradă să-și spună nemulțumire față de schimbările pe care și le dorea guvernarea de la București. Cum se face, spuneți-ne, domnule Danileț, care este formula magică când București, în România în general, s-a reușit această solidaritate? Au reușit judecătorii și procurorii să se mobilizeze, să-și apere drepturile, iar în Republica Moldova nu se reușește? Ne întoarcem, cred că iar la discuția despre curaj, dar acum mai discutăm despre ceva, despre lideri. Nu știu dacă toți cei care au ieșit în stradă erau curajoși. Da, nu? Dar aveau lideri da. Curajoși. Adică, la un moment dat, corpul ăsta de oameni de elită, oameni intelectuali, cu studii, cu putere foarte mare, trebuie să-și promoveze în rândurile sale niște lideri. Niște lideri. Avem așadar nevoie de o formă de organizare, niște o asociație. Niște lideri care nu neapărat se regăsesc în Consiliul Superior al Magistraturii. Nu, nici vorbă. Consiliul Superior al Magistraturii este cel care gestionează cariera, dar cel care este vocal, cel care apără interesele de moment, este un lider ad hoc, un lider cum ar fi al cel al unei asociații profesionale. Ei, noi avem vreo 3-4 în România, 3-4 organizații, fiecare cu liderul său. E adevărat că avem și un corp de judecători și procurori mai numeros, dar am realizat un lucru. Dacă tăcem, sigur, vor fi abuzuri împotriva justiției, vor fi încercări de control, de la intimidarea noastră personală, utilizarea mass mediei pentru atacuri împotriva noastră și a familiilor noastre, până la modificări legislative. Ori, dacă unul dintre noi este atacat și celălalt stac, la rândul său, cei care vor tăcea, vor putea fi viitoarele victime. Așa încât, între noi s-a creat o solidaritate, dacă vreți, domnule, hai să ne apărăm între noi. Poate CSM-ul nici la noi nu are o reacție adecvată de moment când ar trebui să iasă public. Dar asociațiile, liderii, inclusiv folosirea rețelelor de socializare de către judecători și procurori este ceva obișnuit. Așadar, referitor la protestul de care vorbiți dumneavoastră, a fost un protest mare în decembrie și unul acum câteva zile la București. În momentul când am văzut că Parlamentul vrea să modifice legea astfel încât să afecteze statutul nostru și să ia justiție penală instrumentele de a acționa,
Am decis, judecători și procurori, să ieșim în fața tribunalelor cu robele la noi pentru a arăta că ne opunem la aceste modificări. Și grasul nostru cumva a fost atacat, ascultat, pentru că, pe de o parte, ONG-urile și societatea civilă în general s-au solidarizat cu noi. Pe de altă parte, Comisia Europeană a spus, băi, dacă au ieșit judecătorii în stradă, e chiar groasă ce se întâmplă în România, și au atenționat guvernul României că ar trebui să țină seama de voința magistraților. Și în al patrulea rând au fost parlamentari care au renunțat la niște amendamente periculoase care afectau independența justiției. Adică efectul acestei solidarizări, acestei ieșiri s-a simțit. Dacă tăcem, sigur nu se întâmplă nimic, dar dacă vorbim, inclusiv noi ne implicăm în dezbatere, în ceea ce ne privește, nu dezbatere politice, în ceea ce ne privește pe noi, s-ar putea să avem succes. Deci eu îndemn judecătorii să își asume și latura asta civică, de activism. Fără activism nu reușim să ne impunem interesele. Doamna Răducanu, în Republica Moldova, eu cred că e departe în general să vorbim despre judecători și procurori care să iasă să protesteze. Mi-amintesc doar de o încercare de solidarizare când a fost demisă doamna Domnica Manole, o scrisoare semnată de mai mulți judecători de la Curtea de Apel Chișinău, care ulterior, nu știu cum, și-au retras semnăturile sau cel puțin mesajul lor nu a mai fost clar a doua zi după ce a apărut această informație în presă. Sunt de acord cu dumneavoastră, deoarece noi avem în Republica Moldova Asociația Judecătorilor, dar care a fost condusă mulți ani tot de aceeași persoană controversată, care acum e la președinte la Curtea Supremă de Justiție, și poziția asociației era că da, noi facem deplasări în străinătate, noi mai facem niște întâlniri, niște plecări la beciurile de la Cricova, dar când apăreau întrebări principiale, asociația nu se vedea. Dar de ce doar asociație? Bun, judecătorii înțeleg, pentru că mesajul ăsta pe care îl spuneți dumneavoastră, l-am auzit de la mai mulți judecători care au spus, nu spun neapărat public, dar în discuții particulare, că nu se văd reprezentați de această asociație. Nu-și văd aparate. Pentru că nu este un lider, după cum eu sunt de acord, cum a spus domnul. De ce nu există și alte asociații? Daneleț, este necesar de un lider curajos care a sta în frunte și judecătorii l-ar urma. Acest lider noi nu-l avem în prezent. Nu-l avem, în general, nu are de unde fi sau nu-l avem pentru că... Nu putem spune că nu-l are. Vedeți că potențialul fiecare persoane, noi nu putem. Sunt persoane bune, dar trebuie să fie o persoană care ar putea conduce, care ar fi un lider, care ar judecătorii l-ar urma. Și eu cred că acum, dacă de acum domnul în cauză a fost ales președinte la Curtea Supremă de Justiție, dacă judecătorii se vor aduna adică înțeles că o să fie adunarea Asociației Judecătorilor și vor decide de a prezenta o așa persoană. Și sperăm că se va fi găsit o așa persoană curajoasă care va putea spune lucrurilor pe nume și va putea apăra interesele judecătorilor. Să vedem. Dar există această masă critică care să facă această schimbare? Vă întreb pentru că noi am avut un exercițiu nu foarte de mult, alegerile în CSM, și am văzut că am avut fix atâția candidați câte locuri trebuiau ocupate, niciun fel de alternativă. Eu nu pot fi, n-ar fi corect să fiu pe poziția de a nega tot. În orice situație poate să fie o hotărâre imprevizibilă, poate să fie o hotărâre pe care noi nu ne așteptăm. De aceea spune că nu va fi nimic, nu se va întâmpla nimic, nu este adevărat. Poate va apărea un judecător tânăr care va avea curaj și va spune, mergeți după mine, că eu ia ca nu mă tem ca să spun lucrurilor pe nume și nu mă tem să merg înainte. Ce trebuie să facă, de fapt, această asociație? Și dacă dumneavoastră credeți că trebuie să fie doar una? Da, asociație poate să fie și mai multe, dar la noi nu avem atâția judecători ca în România. În România sunt, într-adevăr, mai mulți. Dar asociația trebuie să aibă un rol de avangardă, adică în întrebările principiale care ce țin de legislație, ce țin de salarizare, ce țin de anumite principii, de independență, de, orice întrebări principiale, să se expună poziția, să fie auzită, să fie diferite comunicate de presă, prin întruniri, prin, sub orice formă, ca societatea să audă, să știe, să vadă. Asta este important. Da, liderii ăștia care ar trebui să vină din interior, din interiorul sistemului, domnule Danileț, ei ar fi suficient ca să schimbe lucrurile în justiție, în percepție generală? Pentru că la noi, la Chișinău, în general, se vorbește despre voință politică pentru a se face regulă în justiție. Da, este esențială voința politică, dar politicul discută cu cine?
Acum, nu știu dacă discută, am impresia că nu prea discută, atunci dar pune reguli. Atunci, știți cum e la noi? Nu știu dacă ați văzut dezbaterile pe legile justiției care s-au făcut în România din decembrie încoace. Controversate, este adevărat. Dar la fiecare discuție în Parlament au fost prezenți judecători și procurori. Pe de o parte cei din CSM, pe de o parte cei din asociațiile profesionale. Deci, dați afară pe ușă, noi intrăm pe geam. Pentru că până la urmă, atâta timp cât se discută despre statutul nostru și despre mersul justiției din România, noi trebuie să fim implicați în aceste demersuri. Nu sunt obligați parlamentare să ne asculte, dar cel puțin o curtoazie instituțională trebuie să existe. Deci noi trebuie să provocăm dezbateri. Și vă dați seama, eu de exemplu am venit din România la dumneavoastră aici la televiziune, dar eu particip în mod regulat, aproape săptămânal, la emisiuni în România. La dumneavoastră aveți cui să dați telefon să invitați mâine un judecător sau peste o săptămână să vină este un judecător? Este foarte complicat să invităm vedeți judecători. Eu am văzut că la dumneavoastră există problema ca judecătorii să participe la seminarii de pregătire. De exemplu, eu astăzi sunt în Republica Moldova pentru a mă întâlni cu judecătorii și tocmai mi s-a spus că CSM-ul nu aprobă ca judecătorii să vină să se întâlnească în orele de program. Nu știu dacă există asta o regulă scrisă undeva, dar judecătorii din Republica Moldova nu-și fac nici conturi pe rețele de socializare, foarte puțin dintre păi ei. Unii încearcă să se ascundă, chiar dacă sunt acolo prezenți, dar sub nume false. Ei au fost cumva descurajați să își exprime opinia față de ce se întâmplă în sistem. Da, știți ce e ciudat? Avem judecători care au misiunea nobilă de a proteja drepturile omului, dar ei tac când sunt încălcate drepturile lor. Asta e o ciudățenie pentru mine. Dom'le, pentru drepturile tale te bați și mori cu adversarul de gât. Tu, ca judecător, trebuie să plângi și să mori în momentul când se încalcă ție drepturile și a celor din jur. Cum avem judecători tăcuți? Înseamnă că sunt proști, pregătiți, șantajabili, sunt necurajoși, cum spuneam mai devreme, și nu au ce căuta în justiția moldovenească. Ce? Nu aveți decât să vă educați o nouă generație de judecători. Asta ar însemna niște timp. Da, adică da. Înțelegem că ca să vină schimbările trebuie să mai așteptăm niște ani. Cu siguranță. Da, adică peste noapte nu se întâmplă nimic. Nu putem să avem așteptări imediate. Sau vă uniți cu România și venim noi, ne detașăm noi aici și facem noi o regulă aici. Știți, acum ne gândim ce se întâmplă și în România legat de aceste... Deja nu mai putem fi un exemplu bun. Nu. Ba da, încă puteți, dar ne teme să nu fie contagioasă situația din Republica Moldova și pentru România, da, pentru că unele tendințe, unele apucături proaste de aici, vedem că se repliază și în România. CSM, vreau să discutăm un pic despre rolul reprezentanților societății civile acolo, pentru că parcă eu în ei mi-aș pune mai multe așteptări, aș avea mai multe așteptări față de acești oameni veniți din afara sistemului și care își doresc să facă un bine acestui sistem. Doamna Răducanu, de ce, iată, acești membrii ai CSM din societatea civilă nu reușesc să se impună, nu reușesc, în general, nu reauzim vocele, practic? Eu nu pot să spun de ce, dar aici apare fost o acolo. Suspiciune că ei toți sunt în oarecare măsură manipulați, nu pot să spun de cine, dar odată ce persoana tace, nu se implică, nu scrie opinie separată, nu se expune prin referință la niște cazuri strigătoare la cer, de acum apare întrebări, dar de ce persoana asta tace? Poate e șantajabilă, poate e numită cu condiția ca să tacă, poate este, eu știu, alte probleme, pentru că nu văd de ce societatea civilă, chiar și pe cazul care îl repet, care l-am spus, că nu este auzit acum, în prezent, nu este auzit, nu sunt auziți reprezentanții mediului academic care este acum în Consiliul Superior al Magistraturii. Nu am văzut nicio opinie separată, nu am văzut nicio întrebare incomodă. Toți tac, totul e bine, se votează unanim și tot. De ce? Apare întrebarea la mine și la alți cetățeni care privesc, doar ședințele Consiliului Superior al Magistraturii sunt online, sunt transmise online și se vede că întrebări nu sunt, totul e bine și totul e frumos. Nu știu, eu nu pot să explic asta, dar apar suspiciuni. Da, domnule Danileț, reprezentanții societății civile, ce ar putea face ei pentru sistem, fiind în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii? Cel puțin gălăgie. Ce ciudat aici, dar și în România la fel ne confruntăm. În România, nu știu cum sunt la dumneavoastră în țară numiți membri din societatea civilă, la noi alege Senatul României. Deci tu, politic, vii și alegi membri din societatea civilă și numești în CSM. Asta e o ciudățenie. Dar, mă rog, asta e Constituția noastră. Cei doi reprezentanți ai societății civile de la noi
rar se aud, dar când se aud, ridică suficiente probleme și seara îi vedem la televizor comentând deciziile CSM. Și cumva se creează un fel de balanță. Băi, hai să-l ascultăm și pe ăsta, că altfel se duce mâine seara la televizor și ne critică. Și în felul ăsta îi se oferă oportunitatea membrului din societatea civilă să-și prezinte argumentat punctul de vedere și poate că unele din obiecțiunile sale sunt preluate de ceilalți membri CSM. Dar dacă noi gândim CSM-ul ca un monolit, toți pentru unul, pentru toți, este fals. CSM-ul, de fapt, este o instituție tampon între puterele statului, între puterea executivă-legislativă și puterea judecătorească, cu reprezentanți din societatea civilă, care trebuie să reprezinte, atenție, CSM-ul nu este un sindicat, nu reprezintă exclusiv interesele judecătorilor și procurorilor, că aveți și CSP, ci CSM-ul trebuie să reprezinte justiția, interesele justiției, prin urmare și justițiabilii la rândul lor trebuie să-și vadă cumva interesele reprezentate de membrii CSM, pentru că CSM-ul ține o balanță între interesul justiției și interesul judecătorilor, între dorința justițiabilului de a-i se face dreptate rapid, în mod corect, de către judecători independenți și interesele judecătorilor de a se simți protejați. Ori, astea două trebuie ținute în balanță de către CSM. Dacă CSM-ul tace și nu au loc dezbatere acolo, dacă membrii CSM sunt timorați, dacă sunt în subordinea președintelui Curții Supreme sau președintelui Curții Constituționale, că înțeleg că la dumneavoastră este așa un fel de navetă de la unul la altul, dacă sunt în subordinea președintelui CSM, dacă fiecare membru al CSM nu se simte independent, înseamnă că nu au loc dezbateri. Dacă nu au loc dezbateri, un singur om de acolo înseamnă că ia decizii. Asta este foarte grav. CSM-ul trebuie să fie așadar o instituție democratică. Oamenii să aibă libertatea de gândire, libertatea de cuvânt și să se organizeze dezbateri. Și doar în urma dezbaterilor să se adopte cele mai bune soluții. Cine ia decizii în CSM, doamna Răducanu? Senzația pe care o aveți dumneavoastră. Eu dezbateri nu prea aud. Poate ele au loc acolo cu ușile închise când nou ni se deconectează ecranele, dar public, din ceea ce vedem noi la ședințele CSM, nu prea discuții în contradictoriu. Dacă urmărim atent promovarea unor membri CSM din judecători de prima instanță la judecători la Curtea Supremă, putem spune că acest membru a CSM este independent? Că el va vota orice și el va spune orice? Când el știe că, da, dar mâine nu o să mă voteze, că eu pretind să fiu judecător la Curtea Supremă, acum judecător în prima instanță și deodată plec cu judecător la Curtea Supremă. Ia ca unde-i? Ia ca unde-i miezul problemei? Adică independența e atunci persoana când el poate spune, când are curaj, nu numai curaj, dar el nu depinde de alții, el nu depinde cariera lui, ce e că el se află în CSM, nu depinde promovarea lui, eu știu, altceva. Atunci el poate deschis spune, da, lucruri pe nume. Dar dacă el știe că dacă eu mă expune ceva aici și mâine nu mă vota pe mine... Asta e în cazul judecătorilor. Asta e în cazul judecătorilor, da? Mai avem câțiva membri ai CSM care, în principiu, cum ar putea ei fi influențați? Membrii societății civile, procurorul general care iarăși trezește întrebări, ministrul justiției, președintele Curții Supreme de Justiție, cel puțin acești membri ai CSM, dacă într-adevăr își doresc să facă schimbări și să aducă binele în sistem, parcă n-ar avea cum să fie influențați de ceilalți. Cine numește ministrul justiției? Politicul. Procurorul general, politicul, președintele Curții Supreme, politicul, adică Parlamentul, am vedere ce politicul, Parlamentul, da. care este politic. Pentru că este, da, o instituție așa, politică. Așa, despre asta și vorba. Da. Și noi vrem independență și decizii. De unde să le iai? Acum a simțit și România prezența unor, cum să le zic, corpuri străine în cadrul CSM? Atunci când figuri politice fac parte de acolo? Dumneavoastră, în general, știu că mereu ați fost împotriva unor figuri politice în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Problema asta se discută mult și în Republica Moldova, soluții. Noi, fostele state comuniste, avem o problemă. Cineva trebuie să conducă totul, iar noi ceilalți trebuie să fim un fel de sclavi pe plantața unui stăpân. Asta e ciudățenia, că am trecut în democrație de 28 de ani și noi nu realizăm ce înseamnă independența. Faptul că nu trebuie să depindem de nimeni. Eu sunt stupefiat de ce spune doamna Răducanu. Adică aveți un membru CSM
care în timp ce este în CSM, el vrea să candideze de la judecătorie la Curtea Supremă, având nevoie de votul celorlalți din CSM. Este, domnule, este halucinant lucrul ăsta. Este două mutare a acestui membru al CSM, domnul Dragoș Musteață. Nu, Dragoș. Deci el se mută de la o instanță la alta și apoi candidează. Să ne înțelegem. Este un conflict clar de interese. Dacă în România s-ar întâmpla așa ceva, mâine judecătorii sunt în stradă și îl revocă pe membru CSM. Nu se admite așa ceva. Tu să te folosești de propria ta funcție pentru un interes. Precedentul a fost creat mai înainte. Adică foarte nu e prima mișcare de genul ăsta care se întâmplă. Haideți să schimbăm lucrurile. Să schimbăm lucrurile. Dacă s-au întâmplat lucrurile astea. Și mă întorc acum. Noi trebuie să gândim, repet, CSM-ul ăsta ca o instituție independentă în care membrii dezbat și iau deciziile cele mai bune, atenție, pentru interesul general, nu pentru interesul particular al cuiva. Și acum ziceam așa, noi avem o problemă în statele foste comuniste. Tot timpul noi vrem să depindem de cineva, nu avem curaj, nu ne percepem ca independenți. Suntem fricoși, ne teamă de carieră, ne teamă de familie, ne teamă de viitor. Nu este în regulă lucrul ăsta. Mai ales tu ca judecător. Tu de asta ești în funcția asta supremă în stat. Că deasupra ta ca judecător nu trebuie să existe nimeni. Nu tu politic, nu tu Curtea Europeană, nu tu românii. Nu-i deasupra ta nimeni ca judecător. Ori în momentul de față, ce constat eu, aveți niște funcționari care ocupă niște funcții, rezolvă niște hârtii și se duc liniștiți, să-ți iau un salariu și se duc liniștiți acasă. Nu este în regulă. Este o chestiune de atitudine și asta trebuie cultivată. Oamenii să știe că este greșit ce s-a întâmplat până acum, au nevoie de lider, au nevoie de organizare, au nevoie de curaj, au nevoie de decizii luate în interesul general al societății. Tot domnul Răducan, un pic mai devreme, vorbea despre aceste concursuri care au loc la noi și tocmai pentru cele mai importante funcții avem concursuri cu un singur candidat. E a doua oară sau a doua sau a treia, dacă nu greșesc, când președintele Curții Supreme de Justiție se alege dintr-un singur candidat. Cum este că noi am știut despre cine va fi acest, sau am bănuit cine va fi acest candidat și cine va fi viitorul președinte al Curții Supreme de Justiție încă înainte să fie înaintat acest candidat, încă înainte să plece de la Curtea Supremă de Justiție fostul președinte al Curții spre Curtea Constituțională. Despre ce vorbesc aceste fenomene, domnule? Deci atunci când nu există niciun fel de măcar surpriză, când nu există contracandidați. Și nici contracandidați nu există. Cred că este clar că jocurile sunt făcute dinainte, nici nu? Măcar în CSM, mă scuzați, nici măcar în CSM, când a fost vorba despre alegerea noului președinte al CSM, nu am avut un contracandidat pentru actualul președinte al acestei. Bun, trebuie să fie realist. Ori oamenii ăștia sunt meritorii și nimeni nu crede că se pot ridica la nivelul lor din punct de vedere profesional, intelectual, moral și așa mai departe. Ori, repet, jocurile sunt făcute dinainte și totul se știe cum se va întâmpla. Și iarăși ne întoarcem la calitatea oamenilor din justiție. Până la urmă, cei care conduc sistemul și cei care reprezintă sistemul în CSM, ei reflectă în tocmai corpul de judecători. Îmi pare rău că o spun asta. Dacă judecătorii, poate sunt judecători fericiți, dacă am face un chestionar cu judecătorii, cum spunea doamna Răducan de un chestionar, poate că judecătorii ar fi fericiți. Sunt fericiți și atunci numai noi din afară, dumneavoastră din afară, eu sunt din altă țară, poate numai societatea civilă este îngrijorată un de mesul justiției. Ceva, în urmă a fost făcut un studiu de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova vis-a-vis de care e starea de spirit în justiție. Au luat și ei un fel de temperatura corpului de acolo. Nu erau foarte încântați judecătorii. Dar nici nu fac nimic. Poftim? Nici nu fac nimic. Dar nici nu fac nimic. Da, asta vorbeam despre curajul. Da, dacă nu iau atitudine, e clar că nu se vor schimba. Doamna Răducanu, dumneavoastră ați ripostat atunci când era vorba despre meritocrația celor care sunt singurii candidați în unele funcții importante, funcții cheie. Eu sunt de acord cu Cristi în sensul că întrebarea este hotărâtă preventiv. Și judecătorii sunt descurajați de a depune cereri. Chiar recent am discutat cu un judecător de la Curtea de Apel și bun judecător, doctor în drept, zic, de ce nu depui cereri? Că tu ai fi bun judecător la Curtea Supremă. Ei, doamna Răducanu, nu mai trec eu. Adică asta, încă o dată spune elocvent că cine trebuie să treacă, cine trebuie să fie promovat, se hotărăște nu la CSM, dar undeva într-un birou, undeva.
Într-un birou undeva, unde politic? Undeva, sau... da, undeva se hotărăște, ăsta e bun, ăsta nu, ăsta nu, ăsta e prea principal, ăsta nu merge, ăsta o să fac ce spunem noi, ăsta nu, nu, nu merge. Da, adică, asta e. Adică deciziile asta pe numiri e. Au loc în birouri politice, nu în birouri, să zicem, ale unor. Eu nu am fapte concrete, probe concrete, dar asta rezultă din ceea ce se întâmplă când judecătorii cu merite mai bune, cu hotărâri excelent la colegiul de evaluare, cu punctaj înalt și nu depune cereri. Dar eu totdeauna n-am strec. Eu știu că n-am strec eu spre principial și spre hotărâri pronunț principiale. Ia câtă e poziția judecătorului. Da. Dar ați avut și situații în care au fost judecători care au primit... Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, uh-huh. După care revenim să continuăm discuțiile. Publicitate. Am revenit, domnule Danileț, înainte de pauză. Da, vreau să spun că am sesizat niște cazuri în justiția moldovenească când judecători care sunt evaluați și candidează pentru Curtea Supremă obțin punctaj mare, totuși CSM-ul preferă persoane care au obținut un punctaj mai mic și îl numesc în funcție, ceea ce atestă cumva ideea că numirile acestea sunt subiective. Și atunci, dacă tu ca judecător ce vrei să ajungi la o, să promovezi la o curte superioară, inclusiv la Curtea Supremă, știi că trebuie cumva să te faci plăcut membrului CSM ca să te voteze, atunci logic că nu vei avea acele voci critice de care vorbeam mai devreme și care le găsesc absolut necesare pentru a evolua, dacă vreți, sistemul judiciar ca atitudine. Asta a fost întrebarea pe care am adresat-o de mai multe ori membrilor CSM. La ce mai contează aceste teste prin care trec judecătorii care candidează, din moment ce membrii CSM, când sunt întrebați pe ce v-ați bazat decizia, vorbesc spre intima convingere și faptul că ei știu mai bine care este mai bun, care mai rău. Păcat că nu vedem și deciziile motivate, prin ce sunt mai buni. Doamna Răducanu, dumneavoastră, când erați în CSM, cum v-ați confruntat cu această... Eu am un șir de opinii separate, într-adevăr. Eu am descris opinii separate persoană judecător care a fost promovat de la prima instanță la Curtea Supremă de Justiție, cu un punctaj mai jos și cu o reputație foarte controversată, referitor la avere, la automobil, la toate astea. Și eu mi-am expus opinia în opinie separată. Dar asta e, doar hotărârile se iau prin majoritatea de voturi. Și am rămas cu opinia separată. Dar în dumneavoastră, în general, de punctajul ăsta, aveți încredere în acest punctaj care este oferit de colegii? Vedeți, colegii de evaluare își face funcția, noi nu putem spune. Colegii de evaluare evaluează, într-adevăr, fiecare judecător hotărârile pronunțate, numărul casate, adică sunt criterii bune, dar păi cum? Sunt criterii câte dosare examinat, câte sunt casate, care sunt menținute, cunoaște. Este un instrument bun pentru... Este un instrument bun de a-l evalua și a-l disciplina pe judecător, de a pronunța hotărâri bune, de a nu permite ca să fie hotărârile casate, de a-și ridica nivelul său de cunoștință, de a participa la seminare, la conferință, de a... Da, este. Bun și într același timp nu întotdeauna decisiv, așa înțelegem asta noi. Asta este. Vreau să discutăm un pic și despre privilegiile de care sau avantajele de care oferite prin lege pentru justițiabilii din Republica Moldova, judecătorii și procurorii au salarii bune în sfârșit în Republica Moldova. Ni s-a promis atunci când a fost mare discuție, atunci când au fost majorate salariile judecătorilor, că asta va duce inevitabil la mai mult profesionalism, mai multă independență în justiția moldovenească. Apoi urmat pensiile care au crescut considerabil. Astăzi, iată, ultimele sondaje pe care le-am găsit eu arată că încrederea în justiție este de 13-16%. Mult mai scăzută decât câțiva ani în urmă. Deci, nu știu dacă a motivat aceste majorări de salarii, aceste stimulente financiare, judecătorii și procurorii să devină mai buni, să fie mai independenți și nemulțumirea cetățenilor este foarte mare pentru că se duc banii cumva din buget. Acum, ca să fim extrem de realiști, noi am întâmpinat situația asta în urmă cu vreo 15-20 de ani în România, salariile erau extrem de mici, încrederea extrem de scăzută, calitatea actului de justiție foarte jos și foarte mulți corupți în justiția română. Au trecut ani, iată, vorbim de 15-20 de ani,
S-au majorat salariile, într-adevăr salariile noastre sunt la nivelul Uniunii Europene, acum suntem extrem de mulțumiți, nu avem grija zilei de mâine, pensiile sunt foarte mari, sunt pensii speciale, dar cu toate acestea găsim uneori hotărâri extrem de proaste, găsim condamnări la CEDO și de asemenea identificăm judecători și procurori corupți. Poate ați auzit de cea mai mare mită cerută vreodată în justiția română, acum câțiva ani a fost o judecătoare care a solicitat 1,2 milioane de euro și a primit cash 600 de mii de euro în geantă. Inexplicabil. Cum Dumnezeu ți-a mărit salariul în urmă cu câțiva ani de zile, îți acord și chirie dacă noi nu stăm în localitatea în care lucrăm, statul ne decontează chiria, ne decontează și transportul și totuși găsim judecători incorecți. Este inexplicabil. Până la urmă ajungem din nou la caracter. Sunt oameni care atât de slabi sunt sau atât de corupți până la urmă, incapabili din punct de vedere moral, încât indiferent ce salariu ar avea, pe ei nu-i schimbi. De aceea vorbeam mai devreme de o anumită mentalitate și o construcție de fapt a unei culturi întregi. Avem nevoie de reconstruit un sistem și nu se poate întâmpla peste noapte, ci avem nevoie de modele. Eu întreb, care sunt modelele din justiția moldovenească? 2, 3, 4, 5, 10 judecători care spun, domnule, ăștia se talon, pe ăștia trebuie să-i urmăm. Îi aveți? Îi avem? Haideți să-i descoperim. Poate că îi aveți, dar ei încă nu îndrăznesc să iasă în spațiu public. Și trebuie modele. Trebuie de pe interior să împingă colegii ca să iasă. Cred că undeva trebuie încurajat și din afară, adică să nu fim în permanență critici la adresa sistemului judiciar, pentru că oamenii sunt timorați până la urmă. Presa e critică, societatea e critică, Europa e critică, România e critică. Cum atunci când au existat unii judecători curajoși care au îndrăznit să iasă și să vorbească în sistem, cred că doar societatea și presa au fost cei care i-au încurajat cei de pe interior. Asta e lăudabil, să știți, asta e lăudabil. De asta spuneam, să există așa un fel de presiune. Așa că nu cred că o problemă din partea societății civile și din partea presei să încurajeze acest curaj al judecătorilor. Cred că problema este mai degrabă pe interior. Totuși, revenind la aceste avantaje oferite de lege pentru judecători, pentru a-i încuraja, pentru a-i determina să se concentreze tocmai pe actul justiției pe care trebuie să-l facă. Cum credeți dumneavoastră, e nevoie cumva de anumite condiționalități pentru a oferi aceste avantaje? Nu, judecătorii merită salarii mari, nu știu cât sunt acum salariile, cu siguranță nu sunt de ajuns. Trebuie salarii să fie extrem de mari, pensii extrem de bune, cariera foarte bună. Să nu aibă nici cea mai mică tentație judecătorul, nici el, nici familia lui. Salariile trebuie să fie maxime, cât se poate de mult. Dincolo de asta însă, trebuie să avem grijă de competența judecătorilor. Și ca să avem judecători competenți, trebuie să știm cum îi recrutăm. Dacă îi recrutăm și promovăm pe criterii subiective, cine pe cine se cunoaște, care cu care e cu mătru, haide să vă promovăm la Curtea Supremă și după ce ați făcut un tură pe la Curtea Supremă, hai să vă dăm pe la Curtea Constituțională, lucrurile nu sunt în regulă. Oamenii trebuie să ajungă și să promoveze în carieră doar meritocratic. Iar condițiile de examinare, criteriile de examinare, toate trebuie să fie obiective, nu subiective. Ori dacă tu îmbini, hai să facem teste, dar de fapt încălcăm rezultatul testelor, ci îl promovăm pe ăla pe care îl cunoaștem noi, cum ați spus mai devreme, am eu intima convingere. Dar de unde e asta cu intima convingere în justiție? Când vorbim de justiție, adică dacă eu cred că respectivul este bun, nu contează că din acte mi iese că este prost? Dincolo de intima mea convingere, eu ca judecător trebuie să mă conduc întotdeauna după ce este obiectiv, după ce am în față, după probe, evaluări, punctaje. Întrebarea mea întotdeauna era retorică, dar această intimă convingere se bazează pe care criterii, dacă ele nu se regăsesc în cele în baza cărora sunt pe evaluări? Pe bârfe, pe percepții personale, pe prejudecăți, probabil, adică pe tot ce înseamnă probabil subiectivitate. Pentru că fapt, judecătorii, membrii CSM nu ne explică pe ce se bazează această intimă convingere. Aceeași întrebare, doamna Răducan. Salariile mari, pensiile mari, apartamente la prețuri preferențiale, toate astea, cetățenii, statul ăsta le-a oferit pentru ca să vadă o justiție mai bună, pentru ca să aibă mai multă încredere în ea. Da. Iată, ele sunt, dar încrederea în justiție nu există. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, deoarece noi nu putem conta pe o justiție ieftină, nu poate să stea... Dar noi am oferit... Nu poate noi să fie judecătorul cu un salariu mizer în fața la una... Asta. Noi nu putem spune că nu se schimbă. Eu am spus precedent că lucrurile merg, se îmbunătățesc, dar aici iarăși văd rolul CSM în ce? Salariile nu sunt atât de mari,
comparativ cu munca pe care o are un judecător, un judecător de prima instanță care are 400 de dosare în gestiune civile, ori are 20-30 dosare penale în procedură, asta nu e așa de mult, salariile nu sunt așa de mari, dar este, eu văd rolul CSM în ce? De a depista judecătorii care emit hotărâri ilegale, deoarece orice hotărâre ilegală emisă nu conform legii, asta e ban. Deci a depista judecătorii care sunt potențial corupți și a elimina din sistem. Și atunci noi nu o să spunem că salariile sunt prea... Da, salariile sunt echivalente muncii pe care o depune un judecător bun, un judecător normal, care are în gestiune multe dosare, care trebuie noaptea să gândească sâmbătă, duminică, în detrimentul familiei. Nu! Dar trebuie să-i scoatem pe cei care își folosesc funcția pentru a se îmbogăți. Și aici este rolul inspecției judecătorești, este rolul Consiliului Superior al Magistraturii și a tuturor corpului judecătorești. Și atunci noi vom spune că da, noi avem o justiție echitabilă. Dar ce se întâmplă? Recent, Centrul de Resurse Juridice a făcut o analiză de admitere, de examinare a cererilor de revizuire la Curtea Supremă de Justiție. Și ce a stabilit? Unele hotărâri, nu, în genere nu le-a găsit. Unele revizuiri admise abuziv. Unele revizuiri nemotivate. Unele decizii nemotivate. Ce, asta s-a făcut degeaba? Mă scuzați, asta s-a făcut pur și simplu de ochi frumoși? Se întreabă un cetățean, da, simplu. Iată, un cetățean simplu mă întreabă pe mine. Exact. Eu nu. Eu sunt acest cetățean dar, simplu. Da, și cetățeanul mă întreabă, dar ce credeți, că asta s-a făcut așa pur și simplu? Ia ca unde este miezul problemei. De aceea, asta nu trebuie să răsfrângă la toți judecătorii. Acel care muncește și primește și pensia care a lucrat 20-30 de ani și o primește pensia care eu primesc... Totul primesc o pensie, într-adevăr, primesc că am lucrat 30 de ani judecător și am muncit și am examinat multe dosare. Dar asta nu trebuie să-i punem pe toți judecătorii pe aceeași tavă. Nu, asta nu ar fi corect, ar fi și discriminatoriu. Asta de fapt era întrebarea mea, doamna Răducanu, pentru că cetățenii au făcut-o, deci au fost gata să facă acest pas, să ofere aceste avantaje judecătorilor. Da, ne-am revoltat atunci când am văzut că unii abuzează, pentru că de aceste apartamente sociale la prețuri preferențiale au beneficiat judecători care au case, vile, nu știu câte mașini, nu știu câte apartamente. Asta încă... e problema, iarăși, problema Consiliului Superior al Magistraturii, problema asociației schimb. Asta este problema care noi le spunem de acum o oră împreună cu Cristi. Astea sunt și problemele. Condiționalități societatea poate pune în schimbul acestor dar, condiții repet, bune pentru judecători? Repet, noi nu putem spune acum că salariile sunt exagerat de mari, una, și a doua, că judecătorii le primesc neîntemeiat, doi, pentru că sunt, nu toți judecătorii sunt corupți, sunt judecători buni care își fac meseria cum se cuvine și care lucrează așa cum trebuie. Da, cu siguranță aici aș vrea să completez. Societatea are tot dreptul să pretindă o justiție competentă, o justiție rapidă și o justiție prietenoasă. În momentul când tu te judeci, practic ai fost abuzat de vecinul tău, de autoritățile din jurul tău și vrei să-ți afli dreptatea, unde te duci? La judecător. Exact. Pentru tine judecătorul este ultima speranță. Și judecătorul pe care l-ai în față, vrei să vezi că cunoaște dosarul, că nu trebuie plătit de nimeni în plus, că are un salariu bun, nu se gândește nimeni să-i dea un peșcheș acolo, un bonus salarial, și trei, că judecătorul îți explică de ce anume a dat o hotărâre. Idealul meu de justiție este acela în care judecătorii se comportă cu justițiabile, cu cei din fața lor, așa cum ar vrea ei să se comporte dacă ar fi în locul acelui justițiabil. Iar în momentul când o persoană iese din sala mea, eu vreau să știe clar de ce a câștigat sau a pierdut un dosar. Și chiar când a pierdut, să nu suntem, poate judecătorul a fost prost pregătit, poate că era corupt, poate că n-a citit dosarul, nu. Vreau să știe clar justițiabil când pleacă din sala mea de ce a pierdut dosarul, de ce a pierdut procesul și să înțeleagă că legea nu i-a dat dreptate, nici de cum că judecătorul după prejudecățile lui sau după intima lui convingere a dat acea soluție. Asta e idealul de justiție la care trebuie să tindem. Mai ales că intima convingere după asta nu mai este verificată de nimeni spus, dacă este chiar intima. Cineva mi-a spus odată așa și am ținut minte asta. Dom'le, justiția nu este despre ceea ce e acum, ci despre ceea ce trebuie să fie. Deci noi trebuie să discutăm în permanență despre idealul, unde trebuie să împingem lucrurile. Că acum merg lucrurile prost, niciodată nu o să fim mulțumiți.
Dar trebuie să știm încotro ducem justiția și judecătorii. Noi am așteptat sânge nou în justiție și el a venit, pentru că în ultimii ani din sistemul judecătoriei au plecat, cred că cam o treime din vechii magistrați. Despre mulți dintre ei existau anchete care demonstrau că aveau probleme de integritate, că erau niște judecători controversați. Și parcă după ce, cum să zic, dintr-un organism, dacă scoți o treime din sânge și vii, aduci altă o treime de sânge, nu? Te aștepți că parcă lucrurile să se schimbe. Nu știu cum nu la noi... Nu se face peste noapte asta, lucrul ăsta, pentru că un judecător numit în funcție pentru a deveni judecător îi trebuie 3, 4, 5 ani. Asta e una. Iată, avem deja acești 4-5 ani, doamna Răducanu. Nu putem aștepta noi schimbări peste noapte. Într-adevăr, nu putem. Schimbări avem acum, vă spun, în prima instanță sunt judecători unde se simte o competență bună, o educație bună. Avem aceștia judecători. Dar o treime din corpul judecătoresc sunt judecători noi, buni, care absolvenți al Institutului Național al Justiției. Dar păi cum? Judecătorul ăsta, peste un 5 ani, el a fost numit anul trecut, exemplu, în 2015-2016, judecătorul ăsta peste 5 ani, peste 7 ani, de acum o să fie un judecător care o să audă glasul. Eu așa sper, eu sper, pentru că nu poate să fie tot timpul rău. Este o legitate în filozofie, în omenire, în dezvoltare. Este o legitate de la bine, de la rău la bine și eu sper că o să fie asta. Ieri discutam cu un jurist, o persoană, un avocat care merge în instanță și, mă rog, cunoaște sistemul așa cât îl vede el. Și îmi povestea că mulți dintre colegii săi, unii judecători, mai nou pleacă din sistem, nu de atâta pentru că sunt sub presiune sau pentru că sunt amenințați sau nu știu, dar pentru că sunt deja descurajați, pentru că nu mai cred că lucrurile se pot schimba în curând. Nu e o tragedie. Lăsați, nu e o tragedie. Sunt judecători tineri care pot fi recrutați. Eu cred mult în tineret. Până la urmă, societatea se schimbă. Vedeți că deja noi vorbim de digitalizare de câțiva ani de zile. Sunt convins că peste 10 ani o să avem în complet un robot. Că ați văzut că sunt roboți care primesc cetățenii prin lumea asta. Da. Ne încetul cu încetul intrăm într-o altă era a tehnologiei. Cred că este timpul ca generațiile, și mă număr printre generațiile acestea vechi deja, și eu am 20 de ani în justiția română și am tot dreptul să mă pensionez după legislația noastră. Generațiile vechi încetul cu încetul sunt înlocuite de generații noi, care au mai multă viteză, folosesc tehnologia, sunt mai apropiat probabil de societate. S-a schimbat foarte mult socialul, s-a schimbat foarte mult în ultimii ani. Și sunt judecători buni și foarte buni unii dintre ei, și mă gândesc aici că aveți că niște cazuri care le-am văzut din România, aveți cazuri cu miniștri condamnați, adevărat că unii au fugit chiar din sala de judecată. Aveți cu oameni de afaceri condamnați, aveți anchetați primarul orașului, dacă mi-amintesc bine, nu știu cum s-a terminat, un prim-ministru condamnat. Dar vedeți că noi avem obiecții față de toate aceste... Bun, dar cel puțin că de astfel de cazuri, în urmă cu 10 ani de zile, nu puteam discuta. Acum se discută. Poate că nu sunt pe măsura așteptărilor, dar întotdeauna societatea va aștepta mai mult decât justiția poate da. Vedeți că pe măsura așteptărilor, problema este că nu zicem noi că acești funcționari sau demnitari nu ar avea păcate, dar noi avem obiecții față de modul în care se face justiție în cazul lor, tocmai pe modul cum acționează judecătorii și procurorii. Și aici e marea frustrare pe care o are această societate, care chiar și-a dorit să vadă unii dintre acești funcționari în instanță, chiar și-a dorit ca să fie condamnați mult dintre ei, iar acum iată să ajungă să-i apere, să le fie jale de ei pentru modul în care se face justiție în cazul lor. Mai avem foarte puțin timp din această emisiune și vreau neapărat să atingem un subiect. Vorba despre modul în care Curtea Supremă de Justiție alege să implementeze și să țină cont de deciziile Curții Constituționale. În cadrul acestei emisiuni, un pic mai devreme, dumneavoastră ați atins subiectul acestor avize ale SIS, care erau cumva necesare și cruciale în cariera judecătorului, dacă SIS-ul zicea că acest judecător are probleme și avizul negativ, chiar dacă membrii CSM nu vedeau ce exact acolo nu e bine, pentru că nu au dreptul la secret de stat, avizul era determinant. Stabilea plecarea din sistem, arăta ușa judecătorului. Curtea Constituțională a decis că această practică nu este constituțională, nu este corectă, a fost eliminată, toată societatea s-a bucurat. Iată că, între timp, după această decizie a Curții Constituționale, Curtea Supremă de Justiție a examinat câteva plângeri depuse de judecători eliminați din sistem tocmai în baza acestor avize și nu le-a dat dreptate acestor judecători.
Da, decizia acum, în așteptare este și cazul domnică Manole. Decizia Curții Constituționale este obligatorie pentru toată lumea, ea se aplică pentru viitor. Nu știu, doamna Răducan, eventual să ne spune dacă există posibilitatea revizuirii unor soluții definitive deja. De aici încolo, adică de la data apariției acelei decizii, nu mai poate fi luată nicio hotărâre de excludere a unui judecător pe baza informațiilor primite de la SIS. De altfel, SIS-ul nu trebuie să aibă nicio intruziune în justiție. SIS-ul face parte din organele executive ale statului, executivul și judiciarul sunt separate, nici nu discutăm. E foarte lăudabilă acea decizie a Curții Constituționale, extrem de curajoasă, doar de acum încolo ea trebuie aplicată în toate cazurile, cel puțin care sunt de aici încolo. Da, legislația acum la noi nu prevede dreptimii de revizuire, adoptarea deciziei Curții Constituționale. Deci cei dați afară, gata, rămân dați afară, da, pe baza informației. Dar eu cred că ca excepții s-ar putea de hotărât. De ce? Uh-huh. Ca excepție de hotărât. Pentru că, într-adevăr, decizia Curții Constituționale are efect doar pe viitor. Ea nu are efect retroactiv. Dar pornind de la faptul că Convenția Europeană prevede că un drept care îl protejează persoana sau îl favorizează sau îi... Eu cred că noi am putea și retroactiv aplica. De ce nu? Dacă în privința, la, în privința la judecători. Ei, trebuie după analogie cu dreptul penal, că dacă legea este mai blândă, ea poate are efect retroactiv. Deci aici e discutabil, într-adevăr este discutabil și vom vedea. Suntem pe sfârșit de emisiune, ultimul minut. Eu aș vrea să închei această emisiune totuși pe o notă pozitivă. Aș vrea totuși să transmitem un mesaj de încurajare către judecători. Doamna Răducanu zicea că are încredere că lucrurile se pot schimba, doar că ele nu se schimbă peste noapte. Doamna Răducanu, peste câte nopți așteptați dumneavoastră să se schimbe lucrurile? Știți, eu repet, unele lucruri bune s-au făcut, se mai fac și sper că în cel mult 5 ani lucrurile în justiție se vor schimba. Se vor schimba, va crește încrederea atât a cetățenilor, cât și a investitorilor străini de a veni în Republica Moldova. Atunci când generația nouă de judecători va crește, vor fi mai curajoși. Poate vom avea și o schimbare în clasa politică. O schimbare spre democrație, mai multă democrație, spre mai mult... Tentația politică probabil întotdeauna da, o să da, pentru că vrem, noi nu vrem. Noi trăim într-o societate, vrem, noi ori nu vrem, este o influență, poate că nu putem spune chiar direct, dar este o tangențială, o influență tangențială. De aceea eu sper și cred că lucrurile se vor schimba, dar nu mai devreme de 5 ani, pentru că asta peste noapte nu se fac lucrurile astea. Domn Danileț. Eu aș completa puțin, nu fac o estimare la timp, însă fac o sugestie, o invitație către societatea civilă. Să da credit judecătorilor mai mult. Dacă judecătorii vor simți sprijinul acesta social, probabil lucrurile vor merge mai bine. Și în final, fac un apel către clasa politică. Politicul nu trebuie să ducă un război cu judiciarul, pentru că și Parlamentul, și Guvernul, și judiciarul sunt împreună puteri ale statului, ele reprezintă statul care trebuie să acționeze în interesul cetățeanului. Deci, inclusiv judecătorul, atunci când dau o soluție, trebuie să se gândească la binele social, nici de cum la un bine personal. La fel, politicienii care conduc țara trebuie să se gândească la interesul general al tuturor cetățenilor. Și o societate o duce mai bine atunci când cetățenii se duc mai bine, când vede prosperitate, evoluție, când din punct de vedere economic societatea crește. Asta trebuie să așteptăm de la Republica Moldova. Să producă mai mult, să vină investitori mai mulți și oamenii să o ducă mai bine. Deocamdată, politicul cumva reacționează tocmai la semnalele din exterior, atunci când ne așteptăm vreo nouă tranșă de finanțare din exterior și de acolo ni se arată cu degiu și ne spun, vedeți că n-ați făcut tema pe acasă, pe justiție, reveniți acasă, faceți niște schimbări.
atunci se mai reacționează. Bani sunt și s-au pompat foarte mulți bani și în România și în Republica Moldova. Aceștia trebuie utilizați cu cap și să nu vă închipuiți că europenii sau americanii ne dau bani, dar noi putem să-i furăm, nici de cum. Avem de îndeplinit niște condiționalități, sunt niște standarde internaționale pe care trebuie să respectăm, inclusiv în ceea ce privește justiția. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune. Sper să mai reveniți la noi în studio și să discutăm și cu dumneavoastră, doamna Răducanu. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Să aveți o seară frumoasă! We'll be right back.